Omul plecase până la farmacie și nu s-a mai întors. Dispăruse de acasă doar de o zi. Rudele nu înțeleg ce căuta bărbatul în zona lacului. Cadavrul acestuia a fost găsit înghețat lângă lacul din Crevedia de către un localnic. De la 12 la 1 a ajuns la farmacie, a luat medicamente și a plecat. Și nu știe nimeni de ce a ajuns acolo. Unde s-a dus, ce a făcut, n-a știut nimeni. Oamenii din zonă se gândesc la mai multe variante. Una ar fi că s-ar fi dus să se plimbe și i s-a făcut rău. Cred eu, cel puțin asta am părere, că a venit noaptea pe aici, că am înțeles că s-a rătăcit și cum a călcat în gol aici, cumva s-a dus până în apă. Cred că asta s-a întâmplat. Apa rece, bolnav, o fi căzut în apă, neajutorat și la temperatura care e apa rece și căzând în apă, normal că o fi stat inima. Bărbatul era căsătorit și locuia cu soția și fiica lor. Se pare că a mai avut un fiu care își pierduse viața chiar necat în lacul la marginea căruia a fost găsit cadavrul său. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Localnicii se gândesc și la varianta de sinucidere, dar nu o exclud nici pe cea potrivit căreia cineva i-ar fi făcut rău. Medicii legiști urmează să stabilească cauza morții.